Această emisiune vă este oferită de Unobil, un produs Solacium Pharma. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să aflu adevărul din spatele miturilor medicale ce spun că o tărie înainte de masă ajută la digestie sau că trasul pe mâini rezolvă problemele legate de bilă. Dacă tot am atins aceste subiecte, haideți să vedem la ce soluție putem apela atunci când bila noastră nu funcționează prea bine, fiind ori prea vioaie, ori prea leneșă. Și ca să începem, ar trebui să aflăm cât de serios ne poate fi amenințată sănătatea de o bilă defectă. Astfel ne putem confrunta cu migrene, durere abdominală însoțită de vărsături, pancreatită sau o bilă ale cărei probleme sunt ignorate, poate chiar să ne ucidă. Sună exagerat a patra variantă, nu-i așa? Vă spun că nu! Decesul poate fi provocat de către o pancreatită de cauză biliară și 40% dintre astfel de pancreatite sunt cauzate de bile cu pietre, adică de litiaza veziculară. Cunoașteți măcar o persoană care să-și fi eliminat chirurgical bila? Atunci realizați cât de comună este această problemă, ce poate avea conotații atât de grave. Pe scurt, nu ar trebui să bagatelizăm suferința biliară așa cum pare să facă denumirea aparent benignă de bilă leneșă, în primul rând din cauza consecințelor și în al doilea rând al rolului fiziologic al bilei. Acesta este de a secreta substanțe implicate în metabolismul celular, în digestia glucidelor, în cea a lipidelor, adică a grăsimilor, sau este implicată în toate aceste acțiuni. A patra variantă am păstrat-o doar pentru a stimula atenția, pentru că mai ales cei ce suferă din cauza vezicii biliare știu că starea de rău se instalează când se mănâncă gras. Deci asta ne arată că secreția biliară este importantă în digestia lipidelor. Rezumând, colecistita, așa cum denumim suferința veziculei biliare, de care se plânge una din 10 persoane, afectează calitatea digestiei și în cazuri extreme provoacă decesul persoanei care nu a știut să-și gestioneze o atare condiție medicală. Dar ce trebuie să facă o persoană ce se știe cu bila, așa cum se spune în popor? Să aibă un regim alimentar bogat în fibre, să consume cu moderație grăsimi, să folosească soluții coleretice și colagoge, așa cum numesc medicii produsele ce ne echilibrează funcția biliară sau în funcție de particularitatea fiecăruia, toate acestea sunt de urmat. Nu are rost să amintesc și eu de ce primele două variante de răspuns sunt importante. Dar în zilele noastre, când mai mult de jumătate dintre cei ce se uită acum la această emisiune sunt supraponderali și 20% obezi, opțiunea de a avea la îndemână soluția medicală de control a bilei devine aproape obligatorie. Cum ar arăta produsul optim în acest caz? Ar trebui în principal să rezolve problema durerilor, a vărsăturilor în primul rând. Ar trebui să ne scape și de migrena ce însoțește episodul de colecistită sau, dacă tot vorbim de ideal, ar trebui să le facă pe absolut toate, inclusiv să fie protector hepatic. Nu renunțați la a pretinde totul de la medicină, pentru că ăsta este rolul medicilor și, în general, al științei, de a încerca să rezolve toate problemele de care suferim. Și iată că specialiștii ne pot oferi acum o soluție care face ca a patra variantă de răspuns să fie o realitate. Formula colagog coleretică despre care vă povestesc conține extract standardizat de anghinare, adică acid clorogenic, ce stimulează golirea vezicii biliare, luptând astfel împotriva durerilor abdominale și a vărsăturilor. Extractul de cicoare și de armurariu, prin silimarină, pe lângă normalizarea producției biliare, au un rol important hepatoprotector, susținut și de adăugarea în această formulă farmaceutică a L-metioninei, care mai are și rol antioxidant, fiind recomandat inclusiv celor cu insuficiență hepatică, iar combinația optimă este definitivată de protopină, adică de extractul standardizat de fumariță, ce oferă soluției medicale despre care vorbim efectul amfocoleretic, ce ia durerea de cap cu mâna, în unele cazuri, cum se spune în popor, sau având efect antimigrenos, cum se spune medical. Pe scurt, acum există o soluție ce se adresează tuturor manifestărilor neplăcute, durerilor abdominale, vărsăturilor și durerii de cap după o masă bogată sau atunci când suferim de bilă, adică în orice suferință biliară. Dacă vrei să afli și alte soluții medicale la astfel de probleme des întâlnite, te invit să vizitezi pagina Facebook a emisiunii sau să accesezi drmit.ro. Întreabă și cercetează și îmi pierde Dr. Mit. Această emisiune v-a fost oferită de Unobil, un produs Solacium Pharma.